Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Pauză de Cotidian. În această săptămână ne-am gândit să vorbim cu unul dintre meșterii populari din centrul municipiului Târgu Jiu, pentru că, așa cum știți, în această săptămână se sărbătoresc zilele municipiului Târgu Jiu și avem în centrul municipiului 27 de meșteri populari, iar unul dintre ei se află lângă mine, domnul Gheorghe Ciuncanu. Vom vorbi cu dânsul pentru că are foarte multe costume populare foarte frumoase și vrem să aflăm istoria lor. Bun găsit! Bine, ați venit! Aveți foarte multe costume populare frumoase, bănuiesc că au și o istorie, se prelucrează și foarte greu. Da, se lucrează greu, sunt modele vechi și fac asta din copilărie. Tatăl meu fiind meseriaș, lucrând la artacaz, că eu am învățat-o de la el și încerc să duc mai departe. Deci ați învățat-o de la tatăl dumneavoastră? Da, da. Cum era? Erați micuți, stăteați pe lângă dânsul? Am învățat pe grătarul la mașinii Zinger, acolo am crescut și am crescut și am învățat la vârsta de 13-14 ani, făceam viesta de gorj, asta care o vedeți aici. Și apoi m-am angajat la arta casnică, am lucrat acolo cu fratele meu, cu mulți colegi, mulți vecini de acolo, am lucrat și am dus-o mai departe și acum am ajuns un pensionar care încă mai... Cât lucrați la un astfel de costum? Păi, durează și o săptămână. Adică eu am 4-5 costume care le fac iarna și vara vin aici la târgul ăsta să încerc să... Deci iarna lucrați mai mult, nu? Mai mult iarna. Și o săptămână durează un compleu tot și pantalon, da, da, și... Și pantalon și cămașe, uitați, de exemplu, model care se vede cum... Aveți mașini speciale? Cum se lucrează? Am mașini vechi, chiar v-aș invita o dată la mine, în atelier, să vedeți mașini din 1840. Mașini care nu știu dacă mai sunt în țară. Și cum se lucrează? Se pune aceste broderii, se fac cu mașina? Sau? Se fac cu mașina, fără desen, fără nimic. Tot desenul e în calculator. Deci n-aveți nimic, nimic, în prototip, nimic, ceva? Chiar vă invit, cum mă repet, să vedeți cum se fac toate manual și... Aveți și un ajutor? Ajutor am soția. Soția, da, vă ajută. Fără ea nu pot să fac nimic. Noi am învățat. Ea de la mine mai mult. Eu fiind meseriaș, ea ar trebui să meargă drumul după mine. Ați participat și la alte evenimente? Zic, nu am fost nicăieri. Am venit aici de vreo 2 ani, dar... Dacă n-am fost chemat, nu m-am dus. Și acum văd că începe lumea să vadă ceea ce fac eu și încep să mă caute. Și le veneau oamenii, le cumpărau de acasă sau cum? Nu, am niște băieți care au firme și ei vin și le brodesc și le fac, dar nu prea plătesc cum trebuie și mai bine renunț să stau decât să lucrez degeaba. Le-ați dat și pentru export? Sunt interesați și străinii? Sunt interesați, da, dar trebuie să promovez, să mă duc și undeva mai departe. Aveți foarte multe și sunt foarte frumoase și nu, da, nu toată lumea, da. Așa cum spuneați și dumneavoastră, e un meșteșug. Problema, pentru că eu păstrez modelul vechi, modelul cu găitane. Uitați, dacă băiatul filmează aici, se vede ițarul, nu pantalonul cum se fac acum, pantaloni, eu păstrez ițarul de... Aludincă, schilierul care se face numai în găitane, nu cum vor unii acum cu ață, cu fire, subțiri, cu melană, cu... Nu. Deci păstrați din vechile timpuri. Tradiția veche, da. Uitați, am și pardisiul ăla acolo, iar la fel, numai în găitane, în șuitaș, cum ziceam noi. Și materialele de unde le luați? Materialele pentru pantaloni? Materialele le cumpăr din prin magazine. Când iau pensia, mă duc, iau 2-3 metri, fac un costum și așa... Iar ața, se cumpără o ață specială sau? Păi, cum să vă zic, mai am ceva șuitaș de pe timpul lui Traian Burtea Răposatul, Dumnezeu să-l ierte, că el ne-a învățat în meserie și după moartea lui s-a cam dus arta casnică și noi nu mai amintește nimeni de omul ăsta mare. Deci aveți ață de atunci? De... Da, da, nu mai e multă, dar oricum, așa mă descurc. Să și... Nu mai fac, fabricile s-au desfințat și nu mai... Și după ce o să le terminați, ce o să faceți? Mai aveți de unde să cumpărați? Mă schimb pe PNA, cum fac alții cu PNA, o să fac și eu. Acum mai face cineva pe la Oradea, e o fabrică, dar face un fel de șiret.
Are, e o fabrică de șireturi de pantoși. Ar face șnurul ăla, dar nu mai e cum era odată. Iese la spălat și clientul nu cere. Mă întreabă, nene, iese la spălat, la curățat. Dacă iese, nu mai. Trebuie să iau ceva care nu corespunde. Cât au o garanție aceste costume? Garanție, cum să zic eu, dacă eu am, păcat că n-am aici vestă de 50 de ani, făcută, prima vestă făcută de mine, o am acasă, dacă aveți ocazia să veniți să o vedeți, vă arăt să o filmați, are 50 de ani. Și ați purtat-o? Ați spălat-o? Ați... Nu, pentru că am ținut-o în pungă acolo și se cam dau moli de la ea. A fost prima vestă făcută de dumneavoastră? Da, prima vestă o am acolo, o păstrez. Că așa puteam să o aduc aici, să o vând. Nu, aia rămâne acolo, e în arhivă. Da. Aveți și pe negru, văd, niște veste, da. Niște... Astea sunt șoarțe, oprege, cum le zicem noi, la gorj. Și merg, dar tot așa. La unii se par scumpe, dar dacă vine să stea lângă mine, când vede că se vadă cum se fac, atunci își dă seama că omul ăsta are dreptate. Scumpe, de ce spuneți? Ce prețuri au? Cum? În funcție și de om, negociați? Sau cum? Da, da, negociez cu omul. Dacă omul îmi oferă acolo 1 milion pe set, pe două față și spate cum se poartă, îl dau, mie îmi convine. Acestea neagre sunt în partea asta novaci? Da, și e mai mult Banat. Banat. Da, Banat, da. Ați avut da, 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 Banat, Reșița, acolo, acolo se poartă. Am avut. E mai greu că nu aveți publicitate, nu? Nu? Sau din gură în gură, cea mai bună publicitate? Da, da, asta e, că dacă apare un solist cu un costum, bă, cine l-a făcut? Tărică, ia să dăm și mie telefonul lui, ia să... Sunteți mândru când vedeți costumele pe soliști, nu? Și normal, și normal, că atunci îl vezi, bă, cum și-a de vesta, și-a de așa, și-a de așa, că mai sunt unii de le fac, v-aș da un exemplu, dar nu, că sunt colegi de-ai mei și nu... Nu-i frumos să-i critic. Spuneți-mi, spuneți că de 50 de ani practicați această meserie. Din 63-64. Mai aveți, mai există tineri interesați să practice această meserie, să vină la dumneavoastră să învățați? Nu, 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 nu le place și care vin, dacă ar vrea unul să vină, zice, da, aș veni, dar când dai 1 milion pe zi. Păi ce îmi faci 1 milion pe zi? Că nu reușesc eu să fac într-o săptămână de 1 milion, dar tu să vii să-ți dau 1 milion pe zi, pe ce? Și ce o să faceți? Ușor, ușor se pierde această meserie? Da, da, în timpul se pierde. O să rămână, că eu îmi fac o cameră acum, muzeu așa, și o să rămână poate camera aia de amintire. Dumneavoastră sunteți din Tismana, din zona, da, Tismana. Din satul Gornovița și pe această cale l-a jucat pe domnul primar Sivilescu să refacă tăblițele alea de la Gornovița, că nu mai e Gornovița, a dispărut. S-a făcut numai Topești. Și mulți care vin, domnule, vreau la Gornovița. Unde e, domnule, asta mă sună, unde e? Păi, domnule, intri de acolo, păi, dar scrie Topești. Păi, ar trebui făcut ceva acolo, domnule. Deci ar trebui refăcute, da, da, să eu, știe lumea, să, da, vină la dumneavoastră, că eu, nu pe, eu pe buletin, născut în Gornovița. Și acolo scrie Topești. De ce s-a făcut treaba asta? În acea zonă mai sunt oameni, mai sunt meșteri ca dumneavoastră? Mai e frate meu care mai face de el, în vârstă și vorba la ea, nu face cum fac eu mai des, așa, și mai sunt. Dar cum, spuneți că tatăl dumneavoastră făcea costume, adică la fel și dânsul a moștenit de la bunicul dumneavoastră? Cum să zic eu, taică mi-a făcut ucenicie pe la unul Brăiloiu, la Târgu Jiu, aceea, și pe urmă, tehnicianul ăsta, Burtea, a făcut cooperativa prin 50 și ceva, 55-56, și pe urmă i-a strâns pe 2-3 și a făcut un colectiv mic, apoi 2-3 ucenici și așa a crescut o secție bună, pe urmă s-a mulțit și prin 70 a luat-o bine, 70-80 și 4 când a murit el atunci în accident. Și... Și soția dumneavoastră știa dinainte să vă cunoască pe dumneavoastră să facă? A, nu, să că facă, eu am luat-o din liceu de la 16 ani, nu avea de unde să... Și ați învățat împreună? Da, 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 învățat-o, dacă ne-am mâncat zilele unul cu altul acolo, trebuia să... Este o, da, meserie din care puteți să trăiți? Ce să zic, cu pensia și cu asta ne compensăm de colo-colo și ne ajungem. Deci fără pensie nu, doar Nu, numai din asta nu, așa, dar o fac de plăcere, că mi-e drag. Deci o meserie trebuie făcută cu plăcere, dacă să nu, puneți suflet. Dacă nu-ți place, nu
poți să mergi. Nici nu iese, nu, nu. Vedeți cum sunt florile, că vorbește și nu se fac cu desen. Totul deci florile se din capul nu mai din cap. Nu se trage cu creionul nimic. Vă puteți uita pe ele, dacă aveți un semn de creion, o mănânc acum. Da, aveți modele pe care le faceți la Indigo sau toate costumele sunt diferite? Nu există niciunul la fel? Dacă vine clientul și, domnule, vreau o oprire ca asta, că asta îi fac. Nu. Dar în general faceți diferite ca da, să da, omul de da, unde da, să, da, să aleagă? Da, diferite, că să-și, poate omul să-și aleagă. Domnule, îmi place asta, asta poate nu-i place, dar și alege ce vrea. În această perioadă este căutată foarte mult IA. A fost și o promovare la nivel național. Am venit târziu să fac IA. Am avut numai 3 bucăți, că de-aia am zis eu că vă merge treaba. 3 le-am vândut într-o zi. Și dacă aveam 100, poate le vindeam pe toate. Că m-am întrebat, n-am avut, dar la anul știu să fac. Deci IA n-ați prea făcut? Nu, n-am făcut. Am făcut așa de curiozitate, să văd dacă merg. După ce a apărut reclama la ProTV, atunci am zis, bă, fraților, ia să fac și eu. Și am făcut 3 bucăți în 3-4 zile și mi-a ieșit și am mers. Acum... Tinerele sportă foarte mult în această perioadă, pentru că e o tendință. Da, a fost o, și o promovare la nivel național. Da, Tismana a fost promovată de designerii români. Și ar trebui promovată, ar trebui făcut ceva, domnul Călinoe, dacă... Ține legătura cu mine, eu aș vrea să facem ceva cu artizanatul ăsta, că s-a uitat. S-a uitat și e pe cale de dispariție. Da, dispare încet, încet. Păi, vedeți, avem și noi o vârstă și nu mai poți să stai cu ochelarii să faci să lucrezi. Da, la ei materialele de unde le luați? Cumpărăm pânza topită tot mai prin Prahova, că era eu un cetățean care face pe acolo. Și tot așa, modelele le faceți văd cu ața albă? Și modelele le facem noi le creăm, nu copiem pe nimeni, nu avem pe nimeni ce. Poate ne copia alții pe noi, dar noi nu, noi le facem noi modelele. În afară de artiști, artiștii care cântă în ansambluri, vin și oameni obișnuiți să cumpere? Vin mai mult pentru copii, care iau la școala de populare de arte, vin, vreau și o vestă, vreau și un pantalon, vreau o cămașă. Aveți, nu știu, vă vine acum în minte artiști care i-ați îmbrăcat, mai cunoscuți? Ar fi, dar nu, îi las așa, mai bine să spună ei cine a făcut. Când întreba cineva, băi, unde l-ai făcut, la Tismana, la domnul ăla care face lucruri originale. Deci sunt și artiști de aici, de la noi, din Gorj. Da, sunt. Da. A fost, le-am făcut un costum lui Lăceancă. Deci a venit la dumneavoastră? Da, a venit și i-a plăcut. Doamne, vreau să fac așa ceva și s-a făcut. Luați mărimea, luați modelul, da. Vă și spun că vor să-l... Da, păi am modele făcute și îl vreau pe ăsta. Da, pe ăsta. Așa îl fac sau dacă vrea îl ia pe care i-a făcut. Da. Și spuneți că numai iarna lucrați sau și vara? Vara prea puțin, că vedeți dacă e lucru din ăsta mai se poartă mai mult iarna, le facem pentru vara. Dar postavul ăsta e gros și nu, tot artiștii îl poartă, e acolo jumătate de oră, o oră cât are spectacolul și pe urmă nu mai. Și nu-i căutat așa bine, nu-i promovat, nu știu cum să vă spun eu. Nu mai este lumea interesată. Sper că Gorjul, prin dumneavoastră, poate cumva... Mișchem roata asta, că e pericat acolo. La urmă, asta e tradiția noastră. Acestea sunt porturile noastre. Ar trebui făcut ceva, dar nu știu cum să zic eu. Cine trebuie să miște acolo, să miște ceva. Domnul Călinoe mi-a promis că face ceva, dar vrea să văd dacă ține de cuvânt. Pe 31 mai, ansamblul profesionist Doina Goșului va avea un recital. Da, mi-a promis că mă duce la București, dar numai să nu mă rătăcesc. Va avea un recital la București și ați putea să mergeți acolo. O să vină și... Dacă mă invită, mă duc, să știți că am cu ce mă duce și am cu ce mă lăuda și sper că mai fac ceva până atunci și sper că noi să-i dezamăgesc. O să vină și, am înțeles că o să vină și ambasade din Emiratele Unite, 14 ambasade au fost invitate. Ar fi o promovare reușită. Alții, nu numai ei noștri din țară, să vadă și alții ce facem noi, că eu n-am prea văzut... costume la străini populare, numai ce duc ai noștri afară, atât am probleme. Da, spuneați că și străinii sunt interesați, vin și la dumneavoastră. Da, sunt interesați de obiceiurile noastre, de tradițiile noastre? Sunt interesați, dar eu aș vrea să fac un centru undeva unde să fie un magazin, că să treacă omul zilnic să vadă
Cum e căbănuța asta? Cum e... Da, da, să fie ceva așa, mai ales la Tismana, acolo ar trebui făcut ceva. Sau aici în oraș, unde umblă lume, la Tismana aia, vine omul până pe, la mănăstire, pleacă la slujbă, se duce acasă și atât. Dar să fie undeva... Undeva deschis tot timpul. Da, mai ales lucrurile astea de populare, acolo unde oamenii vin, părinții vin cu copiii și ar mișca ceva. La Tismana ați putea să deschideți un centru, un... Da, dar numai vara, că iarna e mort, iarna putea să pui lacătul pe el. Nu. Pentru export v-ați gândit tot așa la o metodă? Dacă ar fi ceva să fie promovat, să am cerințe, da, nicio problemă. Atunci aș putea să mai apelez la... Să mai iau un om, doi, trei, sau noi ăștia care mai suntem în viață, să mai putem mișca ceva, să învățăm pe cineva. Dar până acum încă staționă. La ce lucra cel mai mult? La veste, la oprinși? La veste, la pantaloni, oprejile astea, iile sunt foarte grele, pânza subțire, se lucrează... Și broderia e foarte da. Grea. O vedeți, uitați-vă, spune singur. Da, e foarte multe culori. Așa cere clientul, da, cere clientul, da. Așa cere clientul, așa-i facem. De toate. Ca un gorjean. Adevărat. Exact. Da. Spuneți-mi, v-ați gândit pe viitor, eu știu, nu știu, să chemați pe cei tineri, copiii, să vadă... Ce să zic, copiii nu mai, mai ales ai mei realizați, unui ziarist, unui polițai, fata căsătorită, nu... Nu. Poate vreun nepot să-l smulg așa de lângă părinții lui să-l învăț. Eu mă chinui, dar nu știu dacă reușesc. Până la urmă de mici trebuie să da, încerce să învețe. Nu-i place de mic, nu. Mai târziu nu. E greu de învățat. Deci mai ales să faci modele cum fac eu, să creez modele, da. Dar copiii nu. Trebuie să aibă o vechime. Sau... Ce ar trebui făcut pentru a nu dispărea aceste tradiții, aceste porturi ale noastre? Să fim ajutați de mai mari, da, da, să fim mai ajutați, dacă suntem ajutați, da. Dacă te duci undeva cu ele, vin domnii ăștia, controle, aia, bă, că ăsta se pricopsește, ăsta face, nu, ar trebui ceva. Pe timpul lui Ceaușescu, vă spun așa, era o lege pentru meșterii ăștia mai în vârstă, croitorii, ceasornicarii, toate astea. Dom'le, de la 60 de ani nu mai aveai nevoie de autorizație ca să mențină arta și ăstea, se lucra pe bază de buletin. Mă ducea în Bâlciul la Polovraj, la Tismana, venea un bătrân de la Mehedinți cu fuste, cu buletinul. Venea poliția, îl controla, dar dacă era legea, nu-i trebuia factură, case de marcat, cu toate astea, mai bine te și nu mai faci. Și așa dispare tradiția, să știți. De asta și nu vă duceți la Bălciuri, că sunt foarte multe controle, vin... Da, le te întreabă acolo toate minunile, de unde luăm materialul, ai factură paia, ai paia, și nu mai... Mai bine așa stai în banca ta și nu mai faci nimic și așa moare tradiția, să știți. Da, văd că odată ce vin acești meșteri, de două ori pe an, de trei ori pe an, aici la Târgu Jiu. Cu asta ne ținem și noi. De două, trei ori, eu aș vrea să facă de cinci ori. Trebuie să promovăm ca lumea. De 5 ori pe an. Da, de 5 ori pe an și ar trebui făcut. Când e sărbători din astea mari. Lasă în tămărie, mică, mare, să facă, bă, două zile dacă e ceva. Acum, vă spun și marii județului, dacă se implică, cum mi-au promis, înseamnă că atunci o rezolvăm. Spuneți-mi, v-ați gândit, nu știu, să veniți la emisiuni să le promovați, să vorbiți cu... Nu, așa de discutat nu. Dacă mi-ar cere cineva să le dau, să le pun acolo într-un colț când faceți o știre, da, să le vadă și să spuneți de la... Emisiuni de populare, da. Acolo da, le-aș da. Da, așa că să vin să vorbesc, dacă nu te ajută nimeni degeaba, vorbesc eu și... Nu se poate face nimic. Să vă promit că o să venim și la dumneavoastră acasă, la atelier, da, să, da. Chiar să vă rog, vedem cum... Chiar vă rog, veniți și să ne arătați aparatele procesul, cele vechi, să mașinile. Să vedeți procesul tehnologic, cum se lucrează, cum se croiește materialul, cum se aplică pe material broderia și atunci vă dați seama, vă muta chiar muncești. Acesta ce este? Este un brâu? Da, e un brâu, acum nu mai poartă
tinerii soliști, brăcirile cum erau odată și acum se poartă tricolorul și aceste brici. Și pe el sunt lalele sau ce flori sunt? Da, da, e lalele, mai am acolo și mai multe modele. Florile și modelele, de unde le aveți așa, din natură? Dacă am lucrat atâția ani și am făcut lenjerii de pat perini, să vedeți, că nu o să vedeți. Dar florile le-am în cap. Florile le-am în cap și eu îl fac acolo și nu am nevoie de model. Să vin aici să desenez ceva. Nu, merg cu mașina direct acolo. Am făcut. Deci ați făcut și lenjerii de pat cu perne, da, cu da, fețe da, de pernă? Da, da. După timpul și-au șes cu mii, nu una, două. Acelea cu modele, da, că da, se făceau, da, înainte. Da, da. Și se cumpărau. Acum vine... cum se zic ăla, second hand. Nu, second hand-ul ăla și nu mai dă nimeni 10 lei pe pernă. Se duce și dă un leu și ia una din aia și o să vină tradiția. Ne apropiem de finalul emisiunii. Spuneți-mi ce ar trebui să știe gorjenii, de ce ar trebui să vină să cumpere de la dumneavoastră? Dacă sunt interesați, se vine să mă caute. În satul Gornovița, orașul Tismana, Gheorghe Ciuncanu. Prețurile bănuiesc că sunt... Sunt negociabile după om. Nu facem prețuri mari, doar să ne iese și nouă muncă, atât materialele și muncă. Încolo e ok tot. Vă mulțumesc frumos și să sperăm că cel puțin atât cât dumneavoastră o să puteți, o să faceți în continuare aceste costume, pentru că practic vorbesc de la sine și vorbesc despre tradiția noastră. Eu ce să vă zic? Doamne ajută și vă aștept la Tismana. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii. V-am prezentat așadar în această emisiune mai multe costume populare ale meșterului popular Gheorghe Ciuncanu. Vă mulțumesc pentru atenție.